Lăudați să fie Dumnezeu. La tine-mi găsesc împlinirea, în zbuciumul vieții mereu. Doar tu îmi aduci fericirea și pace în sufletul meu. Mă apropii de tine, iubit Salvator, tu-mi știi apăsarea și tristul meu dor. La tine îmi aflu alinul căutat, doar tu mângâiere, Iisuse, mi-ai dat. La tine-mi găsesc împlinirea, în zbuciumul vieții mereu. Doar tu îmi aduci fericirea și pace în sufletul meu. Mă apropii de tine, iubit Salvator, mi-ascult rugăciunea și-mi dai ajutor. La tine speranța mi-e vie mereu și merg înainte, chiar dacă mi-e greu. La tine-mi găsesc împlinirea, în zbuciumul vieții mereu. Doar tu îmi aduci fericirea și pace în sufletul meu. Mă apropii de tine, Iisuse, mai mult, și sfatul-ți de Tată aș vrea să-l ascult, cuvântul cel care tu mi-l dăruiești, îmi toarnă suflet, izvoare cerești. La tine-mi găsesc împlinirea, în zbuciumul vieții mereu. Doar tu îmi aduci fericirea și pace în sufletul meu. Mă apropii de tine, iubit Salvator, tu-mi stâmpeni durerea când sunt în cuptor. Rămân lângă tine să-ți fiu credincios, sfârșind alergarea cu tine, Hristos. La tine-mi găsesc împlinirea, în zbuciumul vieții mereu. Doar tu îmi aduci fericirea și pace în sufletul meu. La tine-mi găsesc împlinirea, în zbuciumul vieții mereu. Doar tu îmi aduci fericirea și pace în sufletul meu.
Amin, amin, slavi să fie Domnul. Sora Elisabeta. Slăvit să fie Domnul. Un cântec ca roa ce udă pădurea și florile albastrelor zări. Frumoasă-i cântarea ce-o cântă la harpă departe, departe de zări. O harfă a lui David răsună neîncetat. O harfă a lui David, ea cântă minunat. Se întinde pe ape, pe mări, pe oceane spre ceuri, se întinde mereu. Un cântec ce David îl cântă la harpă spre lauda lui Dumnezeu. Harfa lui David răsună neîncetat. O harfa lui David, ea cântă minunat. O mână coboară pe coarde, se plimbă tonurile sfinte mereu. Frumoasă-i cântarea ce-o cântă la harpă cuvintele lui Dumnezeu. Harfa lui David răsună neîncetat. O harfa lui David, ea cântă minunat. La curtea lui Saul chemate să cânte un tânăr cu părul bălai. E tânărul David venind de la staul atât de iubit de Isai. Harfa lui David răsună neîncetat. O harfa lui David, ea cântă minunat. E vesel și cântă el, știe să cânte pe Domnul, el laudă mereu. Cântarea ce-o cântă e atâta de sfântă, sunt laudele lui Dumnezeu. Harfa lui David răsună neîncetat. O harfa lui David, ea cântă minunat. Putere măreață, putere cerească, inspira-l său cântec iubit. Chiar Saul se simte în stare să cânte și duhurile l-au părăsit. Harfa lui David răsună neîncetat. O harfa lui David, ea cântă minunat. Din duh cântă David, așa-i obiceiul, să cânte din suflet curat. Din inimă cântă, pe Domnul laudă, pe Domnul din cerul senin.
cetat. O harfă a lui David, ea cântă minunat. Glorie Domnului, amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Vreau să dau loc și la sora Elena, Domnul să o binecuvinteze. Sora Elena Cruceanu să laude pe Domnul cu cântare și pe urmă mai dăm loc și la încă o cântare, după care ascultăm cuvântul prin fratele Bozan. Sora Iliana Stănuș, Domnul să o binecuvinteze. De asemenea să laude pe Domnul cu cântare. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul e păstorul meu, niciun idol, niciun zel nu mă înspăimântă. El mă paște-n verzi pășuni și-mi e pază în furtuni prin putere sfântă. Și pe ape de cristal, și pe mări din val în val, Domnul meu mă poartă. El mi-e scut, el mi-e balsam, el e pacea care o am, prin a vieții soartă. Sufletul mi-e înviorat prin cuvântul său curat, care mă susține. Chiar de-ar fi să trec prin hău, nu mă tem de niciun rău, căci el e cu mine. Traversând și munți și băi, chiar în fața celor răi, îmi întinde o masă. El îmi toarnă un de lemn și-mi dă cel mai bun îndemn, dragostea-i aleasă. Viața mea-i un zbor senin și paharul meu e plin, plin întotdeauna. Eu sunt serv, el e stăpân, vreau cu Domnul să rămân pentru totdeauna. Sufletul mi-e înviorat prin cuvântul său curat, care mă susține. Chiar de-ar fi să trec prin hău, nu mă tem de niciun rău, căci el e cu mine. Și prin har eu voi trăi pentru ceruri zi de zi și întotdeauna. Iar acolo sus în rai, pe-al iubirii veșnic plai, cu el voi fi-ntruna. Și prin har eu voi trăi pentru ceruri zi de zi, viața care trece. Iar acolo sus în rai, pe-al iubirii veșnic plai, cu el voi petrece, cu el voi petrece. Amin. Domnul să ne ajute pe toți. O veșnicie întreagă să ne bucurăm. Amin, amin, slăviți să fie Domnul. Sora Iliana, Domnul să o binecuvinteze. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Poate de le pierzi în viață un astăzi și alta mâine, lângă tine pe vecie numai Domnul să-ți rămâie. El rămâne, el rămâne. Orice preț frumos pe lume,
clipa-l duce. Veșnic este numai prețul mântuirii de pe cruce. Orice preț frumos pe lume, clipa-l trece, clipa-l duce. Veșnic este numai prețul mântuirii de pe cruce. Toate schimbătoare lume, orice neam și orice limbă, vremea schimbă tot în lume, adevărul nu se schimbă, nu se schimbă, nu se schimbă. Orice om e nestatornic, azi în slavă, mâine în tină, neschimbat rămâne numai cel ce umblă în lumină. Neschimbat rămâne numai cel ce umblă în lumină. Toate îmbătrânesc cu anii, toate se ofilesc și-nceată. Numai binecuvântarea ascultării niciodată, niciodată, niciodată. Toată slava lumii piere, mai degrabă trecul vine. Veșnică e numai slava celui care face bine. Toată slava lumii piere, mai degrabă trecum vine. Veșnică e numai slava celui care face bine. Amin. Slavă Domnului! Amin, amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, sora Eliana. Vreau să ascultăm cuvântul Domnului cu fratele Vasile Hozan. Frate Vasile, vă rog să deschideți microfonul, camera. Nu v-ați încheiat încă lucrarea, mai aveți de lucru. Domnul să vă dea putere în slujire. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus! Frați scumpi în Domnul, prin harul Domnului, și dacă Domnul îmi dă putere, aș vrea să cânt cântarea "Eu eram prea departe de Domnul". Nu știu dacă o cunoașteți. Eu eram prea departe de Domnul, păcătos nu se putea mai rău. Mă întrebam, va salva Mântuitorul pe un așa păcătos cum sunt eu. Rătăceam prin pustiu și întuneric, chinuit de acest gând tot mereu.
De cumva ar mai fi vreo salvare pentru așa un păcătos cum sunt eu. De cumva ar mai fi vreo salvare pentru așa păcătos cum sunt eu. Tocmai când era rău la culme și când chiar disperat gemeam greu, Iisus mi-a șoptit că El mai poate a salva un păcătos cum sunt eu. Iisus mi-a șoptit că El mai poate a salva un păcătos cum sunt eu. Ascultai și ce văd era Domnul. Am strigat păcătos tare rău. Dar te rog, fii milos și salvează pe un așa păcătos cum sunt eu. Dar te rog, fii milos și salvează pe un așa păcătos cum sunt eu. Și în Hristos mă încrezui deci cu totul, iar de atunci fericit sunt mereu și-l slăvesc pe acel care vruta să salvez un păcătos cum sunt eu. Și-l slăvesc pe acel care vruta să salvez un păcătos cum sunt eu. Iar de acum nu mai bâjbăi prin noapte, ci-l slăvesc pe Hristos tot mereu. Spun la toți că El poate să scape pe un așa păcătos cum sunt eu. Spun la toți că cel poate să scape pe un așa păcătos cum sunt eu. Când calea se sfârșește, iar Domnul va veni să-și ia poporul său, îl voi preamări în veci ca i-a salvat pe un așa păcătos cum sunt eu. Îl voi preamări în veci ca i-a salvat între alții chiar și sufletul meu. Glorie Domnului Iisus! Avem un mântuitor, un salvator, mărească-i să numele. Și acest mântuitor și salvator, prin harul lui Dumnezeu, a privit și spre mine, și spre dumneavoastră, care sunteți prezenți împreună și privind spre noi cu bunătatea Lui mare, ne-a dat harul ăsta deosebit pe care nu-l au oamenii. Oamenii lumii aceștia nu cunosc acest har. Nici chiar cei mai învățați, cei mai culți dintre oameni nu pot cunoaște harul acesta minunat și mare, de care beneficiem noi în urma răstignirii pe cruce
a Fiului lui Dumnezeu, care a luat asupra sa păcatele noastre, ale tuturor. Și acum, cine vrea, cine crede, odată făceam un studiu cu niște tineri și aveam niște mere, dar un pic cam acruțe. Eu am mâncat din mărul acruț așa și s-o cunoscut pe chipul meu că mâncam înstrâmbat un pic. Dar vorbim de mântuire, cine vrea, cine poate, cine crede. La un moment dat avem mere suficiente. Am luat coșul ăla și m-am plimbat pe lângă fiecare. Ia și tu unul, mă, ia și tu unul. Dar numai doi inși din toți au vrut să ia, ceilalți nu-mi trebuie, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. Așa e cu pocăința asta. Ea e o minunăție în ce privește sufletul și sănătatea corpului chiar. E o minunăție. Dar Domnul Iisus a spus-o de la început, în lume veți avea necazuri și dacă cineva vrea să mă urmeze, apoi să-și ia crucea în fiecare zi. Apoi mai spus că în împărăția lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, adică mărul ăsta. E cam acruț, te face de multe ori să te strâmbi. Dar, așa cum zice cuvântul lui Dumnezeu în Sfânta Carte a Apostolilor, Faptele Apostolilor, în capitolul 11 cu 22, întărind sufletele ucenicilor, el îi îndeamnă să stăruiască în credință și spune că împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri, nu numai ceva. Și avem multe necazuri. De multe ori ne înfioară, de multe ori ne doare inima, de multe ori ne umple de gândiri, de nu putem să ne odihnim cum trebuie. Dar prin toate acestea, având credința deplină în Domnul Iisus Hristos, că El e cu noi în nevoi, în necazuri și că nu ne lasă, mergem înainte și ieșim biruitori, slăvit să fie Domnul. Astfel, dragii mei, nu trebuie să uităm pocăința. E ca merele ce eu vroiam să ia fiecare, dar n-a luat numai doi. Din vreo 12, numai doi a luat. Restul n-au vrut să ia. Că a văzut când eu am mâncat cămărul Iacob. Domnul Iisus n-a zis, veniți după mine, apoi veți avea mulți bani. Veniți după mine, apoi veți avea mașină mare, faină, scumpă.
veniți după mine, apoi veți avea căsi bogate. Veniți după mine și apoi veți fi și voi bogați. Nu, el a spus așa simplu și real. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 6:33. Dragii mei, nu poți să știi ce gust are o mâncare până când n-o guști, sau că cineva e 2-3 stropi pe un vârf de lingură, a, nu-mi place. Aia nu-i gustare. Iei o lingură, 2-3 și atunci gustul ți se fixează complet. Noi avem aici la piață și la un restaurant să face un pește alb, fain de tot. Toți mușchii lui sunt așa în V. Când iei, rămâne tot așa în V. Dar n-are miros așa ca salmonul sau ca alți pești. N-are miros și tare bun. Dar mulți spun mie, nu-mi place peștele că miroase greu. Dar mă gustă. Nu-mi trebuie pește. Păi gustă, mă. Apoi după ce-o gustat, după aia o cerut și el, o comandat și el pește, că a văzut că e bun. Dar numai că îl miroși, numai că pui un pic pe vârful limbii, nu poți. Așa și cu pocăința, mă. Dacă nu mă un pic încerci, dacă nu mă un pic nu știu ce și te lași, până ajungi niciodată să fii pocăit. Dar gust-o și azi, gust-o și mâine, că avem îndemnul salmistului, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar pentru cine e bun Domnul? Psalmul 34:8. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pentru cine e bun? Pentru omul care se încrede în El. Ferice de omul care se încrede în El. Pentru ăla Domnul e bun. De treci prin nevoi, de treci prin necazuri, de treci prin suferințe. Pentru ăla Domnul e bun. Am văzut copil la vreo 3 ani, care când l-a cuprins o boală și n-au știut medicii ce are, și l-a trimis la Deva de la Sebeș, că-s doctor mai specialiști, oraș mare, cum era atunci, no, reședință de regiune. Dar când o sosit acolo, povestea cu doctorii numai tot de Iisus și de cer. Când o veni părinții lui din Sebeș să-l viziteze, mama s-a plânge, ca orice mamă, mă. Dar el zice către mamă sa, nu plânge, mamă, eu mă duc la Domnul Iisus. Nu trebuie să plângi după mine. Ești bolnav, mă doare, dar eu mă duc la Domnul Iisus. Apoi mama sa mai tare plânge. Și el credea că o liniștește, spunându-i că el merge la Domnul Iisus. Am văzut atunci cum Dumnezeu îi culege pe ai săi. Cât o fost de mic în mijlocul durerilor, el se încredea în Domnul Iisus
și era neclintit că el merge la Domnul Iisus. S-a adunat medicii câteodată, 2-3 în jur, și îl provoca la vorbă. Păi el le povestea minunății de Domnul Iisus. Stăteau toți uimiți. Dar noi adesea ori ne dovedim slabi, ne doare un pic capul, așa strigăm de să audem în toată lumea. Ne doare un pic un picior, apoi să se roage frață. Numai că am mai constatat ceva. Unul avea un copil bolnav și am zis că na, dacă vrea să mă rog pentru el să... Apoi nu, zice, o rugăciune noastră, că dacă vrei, hai, roagă-te. Dar el nu se ruga. Vedeți? Sunt atâtea și atâtea lucruri care dor. Pocăința asta are farmecul ei, are bunătatea ei, are binecuvântările ei, dar are și amar în ea. Și toate acestea ne încearcă pe noi să vadă cum stăm înaintea lui Dumnezeu. Am întâlnit frați care în boală grea nu prea-ți dă de voie să vorbești tu. Începe el să-ți spună din Biblie și să fie așa și să faceți așa. Nu să lăsa bolii. Într-adevăr, dacă stai să te nilojești tu singur și să spară așa de rău de trupul ăsta, de durerile din el, păi n-ai vreme să te gândești și la altceva. Dar dacă tot timpul te gândești la Iisus, boala ta devine ușoară. Nevasta mea cu gândul la Iisus până în clipa morții, oricine o întreba ce te doare, spune, nu mă doare nimic. Și a fost ferită de dureri și așa și-a sfârșit cărarea. Credința, cum a zis în Psalmul 34, ferice de omul care se încrede în el. Gustați și vedeți ce bun e Domnul, dar ferice de omul care se încrede în el. Ăla poate să guste bunătatea lui Dumnezeu. Hai să ne apropiem și de un cuvânt al Sfintelor Scripturi pe care îl găsim scris în Sfântul Cuvânt din Sfânta Epistolă către Evrei, din capitolul 3. Vom citi câteva versete. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, și dacă e mai acru mărul, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirilor voastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, căci el, Iisus, a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce
a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împetriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie. Amin. Dragii mei, am citit aceste 8 versete din Sfânta Epistolă către Evrei, din capitolul 3. Și în ea, scriitorul Pavel, sau unii comentează că n-ar fi Pavel, dar după cum am studiat, multe cuvinte sunt al lui Pavel. Deci, el ne duce cu gândirea și la o spusă sfântă a Duhului Sfânt, arătând un termen pentru fiecare din noi. Nu mâine, nu poimâine, nu lasă până la vară, apă lasă până la toamnă, apă mă pocăi și eu, dar cred că pe la anul. Nu. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împetriți inimile. Cuvântul astăzi înseamnă când auzi tu o predică. Duminică, cred. Duminică seara sau când. Am fost invitat să închei programul cu rugăciune. Și m-am rugat pentru copiii fraților și pentru părinți. Și m-am rugat după cum am fost îndemnat, cu foc, cu zel, pentru mântuirea celor nemântuiți din familiile fraților, în special a celor ce au fost aduși la binecuvântare sau unii chiar că poate au făcut și botezul în apă și s-au dus. Dar după ce am terminat eu rugăciunea, doi părinți care au fost de față, tare i-a ars în suflet și s-au gândit că trebuie să facă ce nu au făcut. Și-au luat în gândul lor că vor posti 7 zile
și-o invitat și pe alții care pot să-i ajute în postul acesta. Deci ei ce-au auzit? Ei au auzit o rugăciune în care eu am chemat pe Domnul la lucru și i-am chemat pe părinți să nu stea nepăsător, că zilele scurte vine Domnul și să n-ajungă despărțiți de copiii lor. Dar dacă interesul inimilor ardea pentru copii, nu mai amânat, mă lasă că o lua asta la vară sau colo pe toamnă când se face ziua mică, ci pe loc s-au decis să facă. Că așa a zis Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, vă nu vă împetriți inimile, lasă, asta mai auzit noi. Cum este scris și în Scriptură, că unii zic, când va fi venirea Lui, că El a început toate lucrurile tot așa cum au fost. Tot așa până într-o zi. Dar într-o zi toate se vor schimba. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Matei 24:29. Nu-i cum zic unii. Apoi tot așa am auzit, dar nu se întâmplă. Păi nu se întâmplă. Până într-o zi fixată de Tatăl Ceresc, atunci va fi uluiala lor. Când n-or ști ce să facă, n-or ști unde să fugă, atunci va fi uluiala lor. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine. Cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie, atunci va fi uluiala lor. Mica 7:4. Socrul meu nu era pocăit, dar într-o noapte a visat că vine sfârșitul. Ăsta era Zaharie Zemora. Într-o noapte a visat că vine sfârșitul. Și atunci, dinspre apus, s-a pornit o furtună grozavă, numai fulgere și trăsnete, numai foc și învălmășală de nori negri. Și vedea el în visul lui că pe unde trece tot ardea și tot dărâma. Așa s-a sculat de speriat. Dar el a auzit multe predici până atunci, că soacra era mai de mult botezată și benefrați în casă la ei. Și... Dar nu i-a păsat de pocăință, nu a vrut. Dar când visul ăsta i s-a descoperit și a văzut că sfârșitul e așa de aproape și ce groză veni vine, nu mai întârziat, măi, s-o pocăit. Astăzi, dacă auzi glasul lui, păi nu-ți împetri inima.
nu vă împetriți inima. Ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii, în pustie. Știți cât e omul, e slab la minte? Și între evreii ăia crescuți în Egipt, au fost și oameni cu școli, robi cum au fost, dar pe unii i-au pus peste alții și pe ea trebuia să-i școleze, să știe scrie, să știe să le dea norma, să știe să... Era după puterea lor de atunci, dar era. Și toți au văzut cele 10 urgii. Și toți au trecut printre două ziduri de apă, blocate, înghețate de o furtună de vânt rece venit din pustie, care a fost canalizat de bătea pe un singur loc și toată apa se făcea inie și o zvârle deasupra până s-a făcut ziduri mari, au blocat apa și dintr-o parte și din alta. Și frigul și vântul au uscat pietrele de pe fundul apei și ei au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat. Dar când a fost vorba să se încreadă în Dumnezeu în pustie, apoi nu s-au încrezut. În pustie au început să ispitească pe Dumnezeu. Și începând să ispitească pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu s-a supărat pe ei și a jurat în mânia lui că ăștia nu vor intra în odihnă. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea, evreii. Uite-te, un scenaj aici, cum Moise stă pe un cap de stâncă acolo și cum apele suflate de vântul ăla puternic s-au închegat, zice Moise în cântare. Apa închegată însemnează că vântul foarte rece a făcut-o toată inie și nu m-au depozitat-o în dreapta și în stânga. Și acum aici e la ieșire din ape. Iată, dar ce minuni au văzut ei! Dar au început să-l ispitească în pustie. Întâi pe bază de mâncare. Și-a început să le ceară lui Moise și lui Aron. Ne-ați adus aici. Ce bine ne-ați adus într-o țară în care curge lapte și miere. Nu ne-ați putut lăsa în Egipt, acolo avem usturoi, avem ceapă, avem praz, acolo avem castraveți. Pământul Egiptului e foarte fertil, că iese Nilul în fiecare primăvară și acopere mii de hectare de pământ. Cu o apă lină când sosește aici și lasă nămâl. Și ei cu piciorul ascunde sămânța în pământ, nu trebuie să are. Și iesă, sau cu o creangă mare de spini, aruncă sămânța și trage, sau turmă de oi plimbă și totul iesă. Adunături de oameni care se afla în mijlocul lui Israel,
i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică, cine ne va da carne să mâncăm? Mi-aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praj, de ceapă și de usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu mai văd decât mana aceasta. Moise a auzit pe popor plângând fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat și a stat între popor și între Dumnezeu, mijlocind, fiindcă era sluga lui Dumnezeu peste casa lui Israel. Și el, ca slugă, își făcea datoria lui frumoasă și l-a convins pe Dumnezeu să nu-i nimicească. Numai că supărarea lui Dumnezeu s-a mutat într-un alt plan. Toți care cârteau mureau pe acolo și niciunul din cei care au ieșit din Egipt și au tot cârtit și n-au avut încredere suficientă în Dumnezeu, n-au intrat. Domnul a auzit glasul cuvintelor voastre, s-a mâniat și a jurat, zicând, niciunul din bărbații care fac parte din acest neam rău nu va vedea țara cea bună pe care am jurat că o voi da părinților voștri. Afară de Caleb, fiul lui Efunie, el o va vedea și țara în care a mers, o voi da lui și copiilor lui, pentru că a urmat în totul calea Domnului. Domnul s-a mâniat și pe mine din pricina voastră și a zis, nici tu nu vei intra în ea, pentru că el, ispitit și năcăjit de popor, n-a vorbit cum trebuie în fața stâncii. Vedeți, dar nici Moise n-a putut intra în țara Canaan, fiindcă în expresiile lui în fața stâncii a șovăit, n-a crezut cu adevărat în cuvântul care l-a rostit. Și de aici decurg multe alte învățături. Când un proroc rostește o prorocie, apoi el trebuie să creadă prorocia venită prin el. Că dacă el o rostește fără credință, aia nu are temelie și aia nu se împlinește. Cel ce întreabă pe Domnul și vrea să afle ceva, la fel trebuie să aibă credință în ce aude de la Duhul Sfânt, ca să se poată împlini cele spuse. Dar dacă nu crezi, nu mă ascult și după aia judeci, tu nu vezi împlinirea celor lucruri. Și la urmă zici, prorocul e mincinos. Dar minciuna era la tine, că tu te făceai credincios pe din afară față de alții și în lăuntru tu n-aveai credință.
Moise a trecut o singură dată prin starea asta și Dumnezeu nu i-a îngăduit să intre în Canaan. De aceea aveți grijă la cuvântul lui Dumnezeu, cum zice și în Numeri, în 30:10. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților. Asta însemna o ceartă. Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Dar Dumnezeu nu așa i-a poruncit să zică. El i-a poruncit altfel. Apoi Moise s-a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă cinstiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Vezi? Domnul i-a spus cum să zică, dar el ispitit de popor, în ceartă cu poporul, el a plasat o ceartă. Dumnezeu i-a zis lui Moise și lui Aron: ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, să vorbiți stânci acestea în fața lor și ea va da apă, să le scoți astfel apă din stâncă și să adepți adunarea și vitele lor. Deci, trebuia să zică numai în fața stâncii plin de credință: deschide-te izvor din stâncă să vadă pe Dumnezeu copiii lui Israel. Dar el s-a apucat întâi de ceartă cu ei. Ascultați, răzvrătiților! Și apoi nu-l pune pe Domnul la rând. Vom putea noi oare? Măcar aici să nu fi zis așa, bietul Moise. Să fi zis: Domnul a poruncit să vorbesc stâncii și ea să dea apă și veți bea apă. Dar de ce a schimbat el cuvintele primite? Pentru că s-a uitat la stânca aceea, care era o stâncă de cremene, o stâncă de piatră dură, nu nisipoasă. Și uitându-se la ea, n-a putut crede. Și a pus pe oare, vom putea noi oare? N-a pus pe Dumnezeu. Măcar să zic că va putea Dumnezeu oare? Dar nu. Vom putea noi oare? Dar Dumnezeu a trecut peste necredința lui și a lui Aron, că el era de față, dar nu l-a corectat. Așa cum se întâmplă de la amvoane, pui pe unul să predică, păstorul stă în spatele lui și în timpul predicii el greșește. Dar păstorul nu mă dă din cap afirmativ, ca și cum e bine ce zice, în loc să-i șoptească din spate. Mă, nu Iacob, mă, tu ai vorbit de Avram, nu de Iacob. Și odată, iertați-mă, fraților, am greșit. Avram e vorba. Sau alt cuvânt. Tu dacă stai în spatele lui, când îl vezi că greșește sau stai în fața lui, tu îi spui imediat, zici o vorbă și odată îi trezești mintea. Nu-l lași să meargă pe o cale greșită cu cuvântul.
Asta trebuie să fie atent toți care conduc un program și stau aproape în spate sau la dreapta, la stânga sau în față la cel ce predică. Fiecare cuvânt tu trebuie să-l rumeji și îndată să-l șoptești. Dacă Aron era mai treaz, imediat să-l fi tras de mânecă pe Moise. Nu noi, Moise, Domnul va scoate apă. Odată să rectifica. Dar nu, l-a lăsat așa, că nici el nu credea. Și atunci Dumnezeu le-a spus, pentru că n-ați crezut în mine, nici tu, nici Aron nu-ți intra. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Vezi? Și a sosit pe vârful unui munte, de unde se vede peste Iordan țara, și acolo a murit Moise. Mai înainte cu ceva, a murit și Aron pe drum. Fiți atenți să nu ajungeți în stări din astea de necredință. Cuvântul ieșit de la Dumnezeu trebuie să-l crezi cu toată inima ta. Și crezându-l, el se împlinește. V-am povestit când ne-am adus aminte că a zis Duhul Sfânt, fii atent, vine un moment, întindeți atunci mâinile și eu voi face o lucrare care va trece și peste graniți. S-a întâmplat să cadă în adunare și să moară o soră. Și mi-am adus aminte de cuvintele care mi s-au spus cu vreo lună înainte și plin de credință n-am lăsat, Doamne, fer nicio licărire de necredință în capul meu, nici în inima mea. Plin de credință aia m-am aruncat lângă ea în genunchi. Cu o mână pe cap, cu o mână pe inimă, am strigat către Dumnezeu și după vreo 15-20 de minute, cât o fi fost, toată adunarea am plâns, m-am văzut că deschide ochii, mai stă un pic, vă mulțumesc că m-ați adus iarăși la viață. Dar și ea săraca n-a zis, mulțumesc Domnului că m-a dus la viață și vouă că v-ați rugat. Atâta i-a venit atunci pe gură. Dar când orice lucrare ți se dă, tu ești cel care vei duce la bun sfârșit lucrarea dată, sau o vei împedeca și nu se va împlini. În primul rând, cel ce prorocește trebuie să fie într-o bună legătură cu Dumnezeu, să aibă experiența cu Dumnezeu, să-L creadă pe Dumnezeu și să nu se îndoiască deloc. Pentru că la Domnul Iisus i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ. El s-a înălțat la cer și a zis, nu vă las orfani singuri, vă trimit pe unul altul, pe Duhul adevărului. Ăla să fie în voi și cu voi până la sfârșitul veacurilor. Păi dacă Duhul Sfânt vorbește, el acum are toată autoritatea și toată puterea. Tu trebuie să-L crezi și să te supui. Doamne Iisuse, ajută-ne pe toți
să fim credincioși până la capăt. Nu vei împetriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. Acum, cum l-au pus la încercare? L-au pus la încercare fiindcă au zis, va putea Dumnezeu oare? Și aceasta e un cuvânt îndoielnic. Va putea Dumnezeu oare? Păi mă, dacă l-ai văzut pe Dumnezeu în atâtea isprăvi, dacă l-ai văzut pe Dumnezeu cu lucruri mari, până și despicarea apelor mării. Și acum întreb dacă poate. Mă, dacă era unul care nu a văzut nimic, el avea drept să zică oare să poate? Dar tu care le-ai văzut până aici pe atâtea minuni făcute, cum poți să mai pui pe Dumnezeu la încercare? Oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Auzi? Au vorbit împotriva lui Dumnezeu cu aceasta. Oare va putea Dumnezeu? Ei trebuie să fie convinși, mă. Cel ce a făcut atâtea lucruri până aici, atâtea semne, atâtea minuni. O, cum nu poate el să facă și asta? Și când au ajuns la Mara, am trecut pe acolo cu piciorul pe jos, cu numai bălți, cu tot felul de astea pe apă, tot felul de unsori, de otrăvuri peste bălțile alea. Și în mijlocul bălților o fântână săpată acei, unde Domnul i-a zis lui Moise să sape și o săpat. Și aia din vremea lui Moise și până astăzi, în mijlocul tuturor bălților alea otrăvite, ea e apă bună. Nu vezi pe ea o picătură de un soare, de motorină, de ce știu ce ar fi. Păi măi, dacă, cum zicea Traian Dorz, pentru cine vrea să creadă, eu am 1000 de dovezi, însă nu mai am nici una atunci când spui că tu nu crezi. Atunci n-am decât să te las în plata ta. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis, aduceți-mi un blig nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sarea în el și a zis, așa vorbește Domnul, vindecă apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpiciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. Glorie Domnului Iisus! Am fost și la acest izvor, care poartă acum așa o placă frumoasă, probabil din aramă, mai lustruită sau ceva metal așa,
și scrie izvoarele lui Elisei și prin placa aia iese izvorul așa ea de mare. Trei izvoare de altfel ies așa. E tare frumos acolo. Dar nu iese numai acolo. Că mergând pe drum mai jos, alte izvoare ies așa din pământ, nelucrat, nenimit, nu mai iese apa afară. Și am văzut cum au zis fiii prorocilor. Țara e bună, apezi multe, dar s-a ducătoare de moarte și de stârpiciune. Dacă o dai cu el un strat, nu-ți mai crește nimic acolo. Dacă bei tu din ele, te otrăvești și mure. Dar aruncat Domnul prin Elisei din blidul nou, sarea. Blidul nou îl preveste pe Iisus și sarea, harul și dragostea din Domnul Iisus, care a fost vărsată de plin în apele legii, care aduceau moarte și au fost vindecate și în har. Nici o lege nu-ți mai aduce moarte. Numai dacă tu vrei să mori, cum ziceau în podet de cântare, nu glumi cu al tău suflet, ți s-a spus de atâtea ori, cu al răului robie. Neapărat tu vrei să mori, lasca omul vechi să moară, nu mai sufletul salvează-l, Domnul ți-l a dăruit, păcatul tău care-l iubești. Eu îți spun să-l părăsești și lui Iisus să-i te predai, ca în veșnicii să fii cu el în rai. Nu amâna, nu amâna. Azi e ziua ta, nu amâna. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împetriți inimile, cum au făcut părinții voștri în pustie când au ispitit pe Dumnezeu, ci crede-l azi și pocăiește-te, pocăitule, pocăiește-te, pocăită. Și pocăiește-te, preotule, și pocăiește-te, pastorule, și pocăiți-vă tineri și tinere, băieți și fete, și copii, pocăiți-vă, bătrânilor, înaintea tuturor, să ne pocăim că vremea noastră s-a dus și îndată vom pleca de aici. Și ce vom face dacă nu suntem pocăiți? Doamne Iisuse, dă-ne o sfântă pocăință și netezește sub pașii noștri calea ta, să nu ne potignim, să nu cădem, să nu judecăm. Ferește-ne de ură, ferește-ne de vorbe fără rost. Doamne, ajută-ne să nu-ți întristăm sfânta ta față și când vei veni să fim cu tine, mă rog aceasta pentru toți ascultătorii mei, vindecă-i de boli, însănătoșează-i în credință, dă pace în familii, luptă tu pentru biserica ta, că tu ai murit pentru ea.
și prin rănile tale am fost noi vindecați de toată stricăciunea trupului nostru. Îți mulțumim pentru aceasta și te rugăm, Părinte, intră la lucru din familie în familie, cercetează și fă ca numele Tău să fie vestit în tot pământul, că Tu ești Dumnezeul care îngrijești de noi ca stăpân peste casa lui Dumnezeu care suntem noi. Glorie Ție în veci! Amin! Amin, amin, frate Hozan. Aș dori să înălța și o rugăciune acum la finalul părtășiei și Domnul să vă dea putere, să vă întărească și să ne dea biruință tuturor. Amin. A plecat înaintea gloriei tale. Încă o dată, mă rog, binecuvântă și lucrarea de pe Zoom-ul ăsta. Binecuvântă bisericile. Binecuvântă și biserica în care Tu m-ai așezat. Binecuvântă slujba în care Tu m-ai așezat. Binecuvântă împreună cu mine pe Andrei și pe toți slujbașii din Casa Sfântă, din Chișinău și apoi din toate localitățile celor care sunt prezenți aici. Iisuse, ai-ne în vedere, luptă pentru însănătoșirea celor bolnavi. Luptă Tu prin Duhul Sfânt și îndepartă orice duh de panică, orice duh de tristețe, orice duh de întinăciuni trupești, orice duh care strică în lucrarea Ta. Cu prezența Duhului Tău Sfânt, îndepartă și alungă. Întărește și mântuiește. Binecuvântat să fie numele. Ai în vedere, deci, pe cei din spitale și ai în vedere familiile unde nu-i pace. Intervină Tu. Pe deasupra la toate acestea, te rugăm și dorim mult să păzești granițele țării române, să nu intre războiul în România. Doamne, îndură-te, ascultă-ne glasul, vino și rămâi Tu cu noi și noi te vom binecuvânta, Tată. Iisuse și Duhule Sfânt, fii preamărit, rămâi în noi și cu noi și ajută-ne să trăim adevărul precum e scris. Amin. Amin, amin. Slăvit să fie Domnul. Vă mulțumim, frate Hozan, în numele Domnului, pentru că ați fost cu noi în această seară la părtășie. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Aș vrea să fac anunț, mâine dimineață avem părtășirea la ora 11, ora României. Domnul să dea biruință, putere, să ne ajute Domnul în lucrare, în continuare. Frate Hozan, mâine seară vă așteptăm din nou împreună cu noi, dacă Domnul ajută și ne întărește și Domnul să lucreze. Amin. Aș vrea să deschidem microfonul și să îl binecuvântăm pe fratele Vasile Hozan din toată inima. Amin.
Domnul frate Hozan, pace și sănătate. Nu se vede bine cum intreze fratele Hozan. Să vă bine cum intreze fratele Hozan și pe toți frații. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Hozan, și pe toți slujitorii Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, frate Hozan. Amin, amin, amin. Binecuvânteze, frate Hozan, și pe toți slujitorii. Domnul să vă binecuvânteze, frate Neluțu. Frate Hozan, cu sănătate. Domnul să vă binecuvânteze, frate Hozan. Frate Hozan. Domnul să vă binecuvânteze pe toți frațiștori și la cu binecuvântată. Amin. Mulțumim tuturor! Nu mai poate vinti Evanghelie. Amin, amin. Frate Hozan,